Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi stăm de vorbă cu Mircea Miclea, psiholog, profesor, fost ministru al învățământului. Bine v-am găsit, domnule Miclea. Vă mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim. E o plăcere, chiar o onoare și vă mărturisesc că am emoții. Chiar am mari emoții pentru că în urmă cu câțiva ani am fost studentă. Și ați fost unul dintre cei mai îndrăgiți profesori din facultate și cred că vorbesc în numele multor foști colegi. Vreau să vă întreb care e secretul dumneavoastră, secretul faptului că la cursurile pe care le predați nu se aude nici musca. Cred că mi-au meseria în serios. Citesc destul de mult înainte de a ține un curs, dar după ce mi-l pregătesc, încerc să îl las să curgă exact cum trebuie să curgă în momentul în care îl predau. Adică ceea ce încerc să ofer studenților este experiența de a gândi online, de a gândi exact în momentul în care predau, de a face și împreună cu mine un proces de gândire pe tema pe care o dezvolt. Iar lucrul acesta este mult mai interesant decât să le oferi informații. În fiecare curs, practic, le dezvolți deprinderea de a gândi pe o temă dată împreună cu tine. Ești ca și cum ai alerga pe o pistă lângă umărul celuilalt și nu poți alergi în locul lui, dar poți din când în când să-i spui când să întindă pasul, cum să respire, așa fac și eu. Încerc să alerg lângă ei în momentul în care gândim împreună o temă. Iar după ce termin cursul, am o evaluare destul de rigidă a ceea ce fac eu, îmi pun de fiecare dată 3 întrebări și sunt foarte sever în notele pe care mi le dau la aceste întrebări. Și care prima sunt întrebare, da, prima întrebare este dacă a fost foarte serios, fundamentat științific ceea ce am spus. Și mă evaluez așa de la 1 la 10. A doua întrebare este dacă am fost suficient de aplicativ, pentru că cred că cunoașterea, dacă nu se aplică în ceva, este sterilă. Și a treia întrebare este dacă am fost suficient de entuziasmat. Pentru că atunci când predăm, nu trebuie să comunicăm doar cunoștințe, ci să comunicăm și o emoție. Emoția se asociază cu conținutul respectiv și atunci, dintr-o dată, conținutul devine mult mai interesant. Nu? Un profesor trebuie să știe lucrul acesta, să predea cu entuziasm ceea ce predă. Văd, din păcate, adesea, mulți dintre colegii mei sau inclusiv în învățământul preuniversitar sunt profesori care predau cu lehămiseală ceea ce predau. Cum să aștept de la elevul meu să învețe cu entuziasm ceea ce eu predau cu lehămiseală? Și atunci, asta revin să spun, trebuie să creăm emoții atunci când predăm, pentru că în final acele emoții vor fi cele care îi vor face pe cei care ne ascultă să facă eforturi suplimentare ca să devină din ce în ce mai buni. Oricare dintre noi, dacă se gândește la profesorii care i-au influențat cu siguranță destinul, nu-și mai aduc aminte exact ce au spus, dar își pot aduce aminte o emoție pe care i-au trăit-o cândva. Acea emoție i-a făcut pe ei să termine un anumit tip de facultate, acea emoție i-a făcut să sacrifice ore din noapte ca să învețe și să devină din ce în ce mai bun în meseria respectivă. Așa că, la finalul cursului îmi pun aceste întrebări, dacă nu ies bine, îmi iau câte un praf de cărți, stau câteva nopți și nu dorm și a doua oară o să fie mai bine. Și ce note vă acordați de obicei? Câteodată am note bune, câteodată am note proaste, nu în fiecare zi, e duminică. Dar, sigur, cred că cea mai măsură în final este să întrebați pe studenți, să vedem ce note îmi dau ei. Însă vă garantez că sunt mai sever decât ei. Și spuneți-mi, dumneavoastră presărați cursurile și cu cazuri concrete și cu mult umor de asemenea? Da, eu nu cred că trebuie să fim impostori. Din păcate, universitatea este plină de impostori. Impostura o fac cei care predau ceea ce, de fapt, nu fac zi de zi. Sunt
catedre întregi sau, mă rog, mulți oameni din multe catedre care predau ceea ce nu fac. Sunt oameni care predau psihoterapie, dar nu au făcut psihoterapie. Sunt oameni care predau pedagogie, dar nu au fost într-o cancelarie. Sunt oameni care predau marketing, dar nu au făcut în viața lor o campanie de marketing. Aceștia sunt impostori. Și atunci eu socotesc că trebuie să predau ceea ce fac. Adică aici, în acest cabinet, fac în fiecare zi psihoterapie, după care mă duc la școală și vă prezint cazurile pe care le-am avut în dimineața aceea, cu o zi înainte, cu două zile înainte, și atunci toată teoria pe care o fac pe cazurile concrete. Și atunci, bineînțeles că ești natural și firesc, nu? Și așa cred că trebuie făcut. Să ne închipuim ce ar fi dacă un chirurg ar preda, în loc de a vorbi despre cazurile concrete pe care le are, ar vorbi despre cazuri din literatura de specialitate. Ar fi fals. Așa că asta fac și eu. Și iar umorul dozez. Cred că umorul este binevenit dacă nu este în exces. Cred că trebuie utilizat doar atunci când trebuie să reduci din presiunea pe care o pui pe oameni ca să gândească un anumit conținut. Din când în când trebuie să-i faci să se decupleze ca să vadă o altă perspectivă și atunci poți să pui o chestie umoristică. Altfel nu, umorul nu e un scop în sine. Nu suntem la teatru de comedie, nu suntem nici la circ să-i facem pe oameni să râdă, trebuie să facem pe oameni să învețe. Cum ați ajuns dumneavoastră psiholog și de ce iubiți această profesie? E o chestiune de biografie personală foarte ciudată. Eu am făcut secția de filozofie atunci pe vremea Ceaușescu și aveam o secție opțională de psihologie, adică în interiorul filozofiei, din anul 3 și 4, făceam psihologie, mai mult decât ceilalți colegi de-ai noștri care erau tot la filozofie, dar făceau alte lucruri, nu psihologie. Eu am optat pentru această secție opțională de psihologie. Dar a început să mă intereseze foarte tare psihologia pornind de la logică. Prin anul 2 am publicat niște studii de logică. Lumea zicea că sunt foarte bun la logică. Am câștigat un premiu național. Primele studii au fost pe logică. Logica întrebărilor. Cum anume să punem întrebările. Erotetică se numea acea formă a logicii. Cum să pună întrebările psihologii în cabinet? Cum să pună întrebările în general? Care este logica din spatele întrebărilor? Da. Și în plus am publicat niște studii despre silogismul practic. Deci, în fine, am studiat logică. Am început să studiez atât de multă logică de unul singur. Mi-aduc aminte, într-o vară am citit 4500 de pagini de logică. Le-am numărat, am o curiozitatea să număr. Vreau să spun că și acum, când vreau să mă relaxez, citesc logică. Pentru că logica, cum ar spune Hegel, este posibil pe posibil. Adică nu are legătură cu realul, are legătură cu posibilul. Nu există nicio tensiune, nicio mizerie care este în viața cotidiană. Când operezi cu logica, operezi într-o lume pură. Deci e un fel de loc de refugiu, de evadare. E un loc de refugiu, da. E un loc în care care mă relaxează foarte tare. Ei, revin la poveste, în anul 3 am încercat să aplic niște formalisme logico-matematice ca să formalizez gândirea. Chiar am scris o studiu atunci, mă duc aminte, în review-ul meu de science social, la psihologie de probleme, psihologia probleme. Și am rămas surprins de faptul că formalismele logice pe care le cunoșteam nu puteau să prindă gândirea. Și atunci mi-am dat seama că logica nu e capabilă să se prindă gândirea și că e cazul să studiez mult mai multă psihologie ca să după aceea să vin cu logica peste ea. Ei, și așa am virat masiv spre psihologie și pe aceea m-am dedicat psihologiei. Avantajul a fost că pornind de la logică spre psihologie am putut să descoper din start psihologia cognitivă și științele cognitive, care prin natura lor sunt un amestec de psihologie, logică, lingvistică, teoretică, antropologie, filozofia mentalului. Toate astea la un loc formează științele cognitive, științele despre cum ne funcționează mintea. Așa că a fost un avantaj faptul că am studiat atâta logică înainte de a intra în psihologie. Altfel, cred că intram într-o fel de psihologie asta tradițională, psihometrică, care nu era interesant. Chiar vreau să vă întreb, atunci era de viitor sau nu psihologie? Era un deloc de viitor? Nu avea niciun viitor. Trebuia să fie un pic dus cu capul să te apuci să studiezi psihologie, ceea ce eu eram un pic. Adică, mi-aduc aminte, după ce am terminat facultatea, am ajuns profesor la școala numărul 8, Turda. M-a ajutat mult psihologia, pentru că am lucrat acolo și cu oameni care aveau probleme
intelectuale, de deficit intelectual. Asta m-a ajutat mult să aplic psihologia așa mai departe și să lucrez cu copiii aceia foarte bine. Însă, pe de altă parte, profesorii de la universitate, la un moment dat chiar mi-au atras atenția, veniseră câteva locuri la doctorat pe filozofie. Și, bineînțeles, mi-au făcut propunerea să intru la doctorat. Mi-aduc aminte chiar profesorii care mi-au făcut această propunere în mod repetat și a spus că nu, ori fac un doctorat pe psihologie, ori nu fac doctoratul. Și au râs de mine, a spus, psihologie? Niciodată nu vei face tu așa ceva. Pe vremea Ceaușescu, psihologia era interzisă, el însuși avea dificultăți în a pronunța numele psihologie, drept pentru care era o știință care nici nu se punea problema să apară. Am crezut într-o utopie și utopia s-a realizat. Adică s-a prăbușit sistemul și a început să apară psihologia și nevoia de a studia psihologia și de a face secția psihologie. Și cum a fost parcursul profesional? Care au fost cele mai mari provocări? Au fost multe. Una dintre provocări a fost că imediat după 90, împreună cu profesorul Radu, am lansat secția de psihologie. A fost destul de greu în primii ani să lansez o secție nouă de psihologie în condițiile în care erau foarte puțini oameni capabili să predea psihologia la un nivel ridicat, dar până la urmă am reușit, asta a fost o provocare. A doua provocare, sunt multe, a doua provocare a fost de pildă în 94-95 am lucrat într-o clinică de tulburări mentale undeva în Țara Galilor, am fost trimis acolo, chemat de fapt acolo de către directorul clinic de acolo pentru un stagiu practic. După câteva luni făcând stagiul acela practic, ei au fost foarte mulțumiți de mine. După aceea mi-au propus să rămân acolo. Eu m-am angajat acolo, am mai lucrat câteva luni ca angajat pe o perioadă determinată, după care mi-au propus să rămân definitiv acolo. Închipuiți-vă, la universitate câștigam atunci celebra sumă de $37, iar la clinică aveam un salariu de 1400 de lire și un Ford roșu cu care mă deplasam în diverse locuri, pentru că aveam pacienți în clinică și aveam pacienți în community, cum spunea, adică în diverse locuri din diverse orășele respective. Și mi s-a făcut, a fost un challenge atunci, a fost o propunere care m-a lăsat mult pe gânduri, pentru că diferența era enormă atunci între un loc și altul. La început am spus da, rămân. A fost ceva foarte ciudat. După ce am spus că rămân, am început să visez peisaje de acasă. Nu oameni, peisaje. În fiecare noapte. Și mi-am dat seama după vreme că nu e cazul să rămân. Și m-am dus înapoi și am spus că mai lucrez încă 6 luni. Am învățat foarte multe meserii acolo lucrând în clinica aceea de tulburări mentale grave. Dar am preferat să mă întorc acasă. Mi s-a părut că e mai interesant să te întorci, să faci ceva aici. S-a repetat lucrul ăsta prin 2000. Am lucrat la Institutul de Studii Avansate în Olanda în 1999-2000. Mi s-a văzut aceeași ofertă de a rămâne la Institutul de Științe Sociale de la Amsterdam. Din nou, opțiunea a fost de a mă întoarce pentru că mi s-a părut că e mult mai interesant să faci lucruri fundamentale aici decât să rămâi acolo, să te specializezi pe o nișă, să devii specialist în coada de furnică și să lași realitatea de aici să facă ce vrea ea și tu să nu contribui la îmbunătățirea ei. Nu cred în cunoaștere ca o virtute în sine. Dacă cunoașterea nu ne ajută să facem mai mult bine, cunoașterea respectivă nu are valoare, din punctul meu de vedere. Dacă pot îndrăzni să vă întreb, cum era copilul Mircea Miclea și ulterior adolescentul? Ce să vă spun despre copil? Era un copil de la țară. O vreme am fost ciurdar în sat, adică pășteam vitele satului. Cum așa? Așa s-a întâmplat. Într-o vară, satul nu a mai avut păstori la vite. Noi lucram la o casă pe care o făceam și n-am avut suficient de mulți bani ca să facem casa respectivă și atunci bunica mi-a spus, da, ai putea să iei tu. Eram în clasa 7.
ai putea să iei tu ciorda asta și să te duci cu ea, și m-am dus cu ea toată vara până toamna târziu. Aveam cărțile cu mine, citeam pe lângă vite pe acolo. Când ploua foarte tare, mă puneam sub vite, că mă protejau. Dar a fost fascinant, vreau să zic. Adică a fost o copilărie în care simți toate mirosurile naturii, oamenii. Am rămas foarte legat de satul acela. Iar în adolescență? În adolescență a fost un rebel, bineînțeles, și dacă nu ești rebel când ești adolescent sau, mă rog, în primii ani de tinerețe, atunci nu poți să devii decât un conformist. Pentru care am făcut tot ceea ce face un adolescent, chiar mai mult decât atât. Multe. Și din bineînțeles că nu regret deloc. Mi-aduc aminte de replica pe care Noica le spunea lui Pleșu și lui Liceanu când ei veneau la Păltiniș, spunea: în tinerețe trebuie să spargeți acoperișul casei. Și eu îndemn și pe studenții mei. Uneori le spun o frază care știu că uneori îi lasă pe gânduri, dar le spun foarte clar și cred în chestiunea asta. Decât o reușită lamentabilă, mai bine un eșec spectaculos. Și părinții cum gestionau situațiile astea? Ce relație aveați cu ei? Nu aveam... ei erau muncitori, tata era maestru, mama era muncitoare. Au avut foarte multă înțelepciune și m-au lăsat de capul meu, nemai înțelegând ce fac eu, de ce studiez, ce studiez. M-au lăsat de capul meu, ei erau la Cucir, eu eram la Cluj, puteam să fac tot felul de lucruri, nu știau că nu erau lângă mine. Pe de altă parte, după aceea, când am ajuns student, munceam în timpul verilor, câteodată nu numai în timpul verilor, dar în timpul verilor, mai ales și a toamnelor, lucram în gară noaptea, descărcam din vagoane greu în sarcine mari și puneam în camioane, sau invers, din camioane îi puneam în... Și primeam în fiecare seară, în fiecare dimineață, mă rog, că te ducam de seara până dimineața, de regulă noaptea să făceau operațiunea asta de încărcări, descărcări de vagoane, primeam o sumă destul de bună. Tocmai, pentru că nu prea erau mulți bani în familia mea, nu a fost până... Asta nu înseamnă că eram foarte sărac, dar a fost ok, nu mă plâng. Dimpotrivă, cred că a fost un lucru foarte important. Atunci am învățat să muncesc fără să mă gândesc de foarte multe ori dacă are sens sau nu. Să muncesc pur și simplu pentru că e interesant să muncești, pentru că are sens și cu asta basta. Și de relațiile de azi mai știu să muncesc așa? Cred că e o schimbare... Pentru că tot ceea ce îți pare din cărți sau din filme, da, acum. Da, pare din cărți, deși nu cred că sunt foarte atipic față de generația în care am crescut. Probabil că am făcut mai multe năzbâtii decât alții, dar altfel nu cred că sunt atipic. Cred că s-a întâmplat ceva. În timpul lui Ceaușescu, noi care eram încă tineri, atunci așa prins de 90 până la 90, eram la 24 de ani, deci în plină formă, nu? 25 de ani. Noi am fost educați, în primul rând, într-o etică a datoriei. Ni se spunea, ai datoria să, ai datoria să, ai datoria să. Eventual ni se spunea că avem dreptul, de exemplu avem dreptul la muncă, dar dreptul nu prea aveam. Și am crescut în această etică de datorie, ceea ce ne-a făcut mereu să considerăm că suntem datori să facem ceva. Și avem și ceva drepturi, dar asta pe linia a doua. Generații de după 90, într-un fel din fericire, nu eu de condamna lucrul ăsta, au trăit însă într-o altă etică, o etică a drepturilor. Ai dreptul să, ai dreptul să, ai dreptul să, și după aceea ai și datorii, datoria să. Și atunci asta cred că este diferența. Noi am crescut predominant într-o etică a datoriei, ei predominant într-o etică a drepturilor. Vorbesc statistic, altfel sigur sunt multe cazuri individuale. Și probabil de aici o apetență mai redusă de a te concentra pe o muncă în care să perseverezi atât de mult. Dar eu sunt optimist în legătură cu generația aceasta digitalilor nativi. Sunt optimist în sensul că
până acum toate generațiile, în ciuda comentariilor generației mai în vârstă, și-a rezolvat problemele și chiar a împins societatea înainte. Așa că cred același lucru și despre această generație a digitalilor nativi. Nu știu cum o să-și rezolve ei aceste probleme, dar sunt optimist că și le vor rezolva, în ciuda comentariilor noastre sceptice sau, știu, pesimiste. Nu, sunt sigur că își vor găsi soluții la aceste probleme. Dumneavoastră folosiți Facebook-ul, de exemplu, aveți cont? Nu. Nu pentru că mă simt foarte responsabil să răspund la ceea ce trimite celălalt și atunci nu vreau să am încă o responsabilitate față de câte responsabilități am. Pe de altă parte, vreau să vă spun sincer, în fiecare zi fac terapie aici. Suferința pe care o văd în fiecare zi în fața mea este atât de mare încât să mai însemne pentru mine ceva, niște mesaje care sunt pe Facebook, deja e mult prea mult, nu mai înseamnă nimic. Am zile întregi, mai ales atunci când am mulți pacienți și pacienți foarte dificili, în care seara mă uit la mail, deschid mail-ul, văd 20-30 de mail-uri, le selectez și le șterg pe toate. Nu mai pot să diger încă alte mesaje față de mesajele pe care le aud aici, care sunt încărcate de suferință. Prietenii mei au devenit înțelegători, înțeleg că nu le răspund, înseamnă că iarăși am avut o zi grea și că nu-i nimic, o să mai insiste și o să-l răspund. Deci nu pot să mai pui pe același plan, nu cred că mai pot să fie eficient în munca cu pacienții. Iar pentru mine, pacienții sunt înaintea orice, inclusiv înaintea studenților mei, pentru că ei sunt mai în nevoie, pentru că ei sunt în suferință, pe când studenții nu sunt în suferință, nu? Dar mulți studenți aleg facultatea de psihologie ca să-și rezolve anumite probleme personale. Da, cred că e o decizie greșită. Cred că poți să-ți rezolvi problemele personale mergând la niște ore de consiliere sau niște ore de terapie. Nu cred că este nevoie să faci facultatea de psihologie ca să-ți rezolvi problemele. Mecanismul acesta se numește intelectualizare. Adică ai o problemă și în loc să te confrunți cu ea, o rescrii într-un registru intelectual, științific, sperând că în felul acesta vei putea rezolva mânșor. De cele mai multe ori e o iluzie. Problemele acestea se rezolvă printr-o confruntare directă cu ele, solicitând ajutor și nu prin faptul că tu ți le intelectualizezi. De aceea aș sfătui pe toată lumea să nu aleagă facultate de psihologie pentru că socotește că are o problemă de anxietate sau tristețe mai mare care frizează depresia și atunci venind la facultate de psihologie și va rezolva aceste probleme. E un drum fals. Dumneavoastră, ați suferit vreodată de depresie? Și cum ați depășit momentele? Da. Cred că nu există o rețetă universală, dar cred că depresia ne paște pe fiecare dintre noi. Inclusiv dacă ne uităm statistic, unul din trei oameni pe parcursul vieții au tulburare de tip anxios, unul din cinci oameni au tulburare de tip depresiv. Prin urmare, de-a lungul unei vieți, dacă nu ai o anxietate, atunci ai o depresie. Dacă nu ai o depresie, nu-i nimic, ai o tulburare de persoană, de ceva ai. De aceea le spun și studenților mei, nevroza e ca viroza. Nu are rost să te tot aperi de ea. Ce trebuie să faci este să ieși mai repede din ea. La fel se întâmplă și cu o depresie. Așa că atunci când mă prinde o pasă depresivă, ceea ce fac este să mă las să mă ducă până la fund și după aceea ies din ea. Știți, la un moment dat, eu, printre altele, am fost copilărit pe malul Mureșului și la un moment dat niște prieteni doi, într-o singură zi, mi s-au înnecat. Ce a fost tragic a fost că cineva i-a văzut că se neacă, a strigat că se neacă și am fugit de unde eram, auzind lucrul acesta, cât am putut de tare, încercând să ajung la timp, n-am ajuns. A fost prea târziu. Și am suferit foarte tare că n-am putut să fac nimic pentru ei. Da. Nu puteam să ajung, dar am încercat, da, nu, da. E obiectiv, nu aveam cum să ajung. Da, evident. Însă, după o vreme, a venit la mine un pescar bătrân care era acolo și știa povestea că am sărit în apă încercând să îi salvez pe oameni aceia. Deci, eram undeva departe, cineva a strigat că ei se neacă, eu am fugit foarte repede spre malul Mureșului.
atât de repede am fugit că am sărit în apă fără să știu unde sunt ei, fără să știu ce se întâmplă. Am sărit direct de pe țărm, am sărit direct, și după aceea, în apă fiind și nevăzând, am început să strig unde sunt acești oameni. Și mi-a arătat cineva o direcție, m-am dus în direcția aceea. Au fost găsiți după 2-3 zile undeva necați. El știa povestea acest pescar și mi-a spus, hai să te învăț o treabă. Atunci când te prinde bulboana, când te prinde vârtejul, dacă dai din mâini și din picioare să scapi de ea, nu scapi, te neci, pentru că ea e mai tare ca tine. Trebuie să te lași să te ducă la fund. Acolo poți să dai din mâini și din picioare și acolo scapi. Și am făcut asta de 2 ori și de 2 ori am reușit să nu mă nec, pentru că mi-am adus aminte de ceea ce mi-a spus el. Dar am luat asta și ca o metaforă despre viață. Cred că așa trebuie să facem când ne prinde o vârtej, o tulburare a vieții. Nu trebuie să ne opunem, trebuie să ne lăsăm să ne ducă până la fund și după aceea să ieșim de acolo. E mai ușor decât să te lupți cu ea. Dar de cele mai multe ori oamenii au și comportamente care, prin care se rănesc singuri atunci când sunt în depresie. Da. Ori mănâncă prea mult, ori nu mănâncă, ori se rănesc la propriu. Așa e. Folosesc o lamă sau unii chiar ajung să se joace cu gândul sinuciderii. Deci cât de departe să ne lăsăm duși de valul acesta? Una dintre lucrurile care cred că poate ajuta pe toată lumea și pe mine mă ajută și cred că pe oricine ar putea ajuta este de a avea o altfel de atitudine față de depresia pe care o ai. De a nu spune sunt depresiv, ci de a spune am o depresie. E ca și cum am avea un rol. Dacă noi trebuie să mergem astăzi la teatru, să jucăm în piesa, știu, Hamlet și eu sunt Hamlet și dumneavoastră sunteți Ofelia, noi ce facem? Noi ne pregătim pentru această piesă, jucăm cât de bine putem rolul de la 8 la 10, eu Hamlet, dumneavoastră Ofelia, dar după ce se termină piesa, dacă eu mă duc să-mi cumpăr cartofi, nu sunt Hamlet care își cumpără cartofi și întreb dacă a fi sau nu fi cartoful merită să trăim sau să visăm și mai departe. Am așadar un rol, nu sunt rolul respectiv. Asta se numește role detachment, trebuie să ne detașăm de rol, trebuie să înțelegem că avem depresiile, nu suntem depresiile. Atunci e mai ușor să te raportezi la ele. Am avut un pacient de vreo 66 de ani, era în vârstă, avea depresie și am început să-l învăț cum să-și observe depresia pe care o are. Pentru că depresia nu e unitară. Ai o depresie la 3, care te trezește noaptea la 3 și nu te lasă să dormi. Ai o depresie de dimineață, care te face să stai în pat, să nu te mai ridici din pat, să hibernezi acolo. Ai o depresie care te lovește în mijlocul zilei, demonul amiezii, cum se spunea mai de mult. Ai o depresie care poate să vină spre seară, ai o depresie când ești singur, ai o depresie când plouă, ai mai multe depresii. Poți să-ți închipui aceste depresii ca fiind niște personaje care vin și care fac ceva cu tine. Sarcina ta este să le vezi și să vezi ce fac ele cu tine, ca și cum ar fi niște personaje. Și atunci tu știi ce să faci cu ele pentru că le observi. I-am povestit aceste lucruri pacientului meu. A dat de înțeles că cât de cât înțelege despre ce e vorba, dar nu eram sigur că a înțeles. Vreau să vă spun că după o săptămână a bătut la mine la cabinet aici, a deschis ușa mare și a făcut semn și a spus, hai poftiți, poftiți, poftiți. Și eu m-am uitat la el și am spus, cine să poftească? Și a spus, depresiile mele, domnul profesor. Ia uitați-vă, asta e aia de la 3 dimineața, care vine și mă trezește și care îmi spune, ești un om bătrân și nenorocit și o să mori azi mâine. Asta e aia de la 9, care spune, stai aici în pat și hibernează și nici măcar nu-ți ridica mâna dreaptă sus. Dar să vedeți ce-i fac. De acum încolo îmi pun un ceas și la 9, în loc să o las pe ea să facă chestia asta cu mine, o să pun ceasul ăla să sune, dar departe îl pun sus pe dulap ca să mă pot ridica din pat ca să-l sting pentru că mă enervează cum sună. Și o să-i fac eu ei ceea ce... Vedeți? Asta înseamnă să te raportezi la depresia ta în termen de a avea, nu în termen de a fi. Nu te identifici cu ea. Ea este ceva ce ține de a avea, nu ține de identitatea ta. Noi suntem mult mai mult decât depresia pe care o avem. Noi suntem trecutul nostru, noi suntem hobby-urile noastre, noi suntem proiectele noastre de viitor. Noi suntem reușitele pe care le avem. Și suntem în parte și depresia aceasta. Avem această depresie, dar nu reducem toată
identitatea noastră la o depresie, că atunci e rău. Atunci, oamenii aceștia care își fac rău sunt oamenii care se identifică cu depresia. Spun că sunt depresiv, că sunt sinucigaș, în loc să se gândească altfel. Am o depresie, să vedem ce-mi face ea și să vedem ce-i fac eu ei. Am un gând suicidar, să vedem ce-i fac eu acestui gând ca să nu mai vină la mine. Și atunci, văzându-ți simptomele ca niște personaje care au o anumită strategie în a reacționa față de tine, și tu îți poți pune la punct contrastrategii și e mult mai ușor să le controlezi. Ce se întâmplă în mintea unui psiholog în timpul unei ședințe de consiliere? Dumneavoastră, cum reușiți să vă detașați de problemele personale? Da, este o întrebare bună asta. Întâi, sunt plătit de oamenii care vin la mine să le rezolv problemele, nu să-mi trăiesc eu propriile mele probleme, nici să fiu cu ei empatic. Eu nu sunt plătit ca să fiu empatic cu pacientul meu, sunt plătit să rezolv problema. Psihologul plânge câteodată împreună cu pacientul? Vi s-a întâmplat asta? Nu. Pentru că m-am educat să nu mi se întâmplă lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu ești disperat după ce el pleacă. Adică am zile, seri, de exemplu, când, cum am spus, este atât de multă suferință încât îmi trebuie câte o jumătate de oră să mă uit la perete, să stau, să mă prindă sufletul din urmă și să simt că din nou îmi trăiesc propria mea viață și că nu mă las foarte tare contaminat de problemele celor care vin și care își pun propriilor probleme. Vorbiți-ne puțin și despre perioada în care ați fost ministru al educației. Cum ați găsit ministerul când ați preluat funcția și ce credeți că s-a schimbat de atunci? Era o situație în care, pe de o parte, trebuiai să iei niște decizii rapide, pe de altă parte, nu aveai niciun fel de strategie și niciun fel de concept despre ce anume ar trebui să faci. De pentru care atunci am luat niște decizii foarte rapide și cu mare impact. Atunci s-a trecut, de exemplu, la sistemul Bologna. Pentru că e ca și cum ai trece la sistemul euro. Dacă toată lumea utilizează euro și tu nu utilizezi euro, nu e bine să rămâi cu moneda ta. La fel a fost și cu sistemul de învățământ. Dacă toată Europa se compatibiliza după sistemul licență, masterat, doctorat, noi să rămânem în vechea ecuație, era o aberație, de pentru care am luat o decizie foarte dură, cu multe meciuri după aceea, cu multe conflicte, pentru că dintr-o dată am tăiat dintr-un an de nivel licență, majoritatea facultăților de 4 ani și le-am făcut nivel de licență 3 ani, dar adevărat că am făcut masteratul de 2 ani, însă până când domnii profesori de la universitate să-și dea seama că au un an în plus la masterat, au pierdut un an în licență, ceea ce i-a deranjat foarte tare. Deci asta a fost una dintre deciziile pe care a trebuit să le iau rapid, cu mare impact. A doua a fost să desființez Consiliul Național de Evaluare Academică, Consiliul care a subordonat complet Parlamentului și care făcea tot ceea ce îi spuneau parlamentarii. Atunci, până atunci, s-au înființat toate universitățile, din păcate, extrem de slabe în toată țara, peste tot unde se oprește trenul, avem universitate. Și mi-am dat seama că dacă va continua așa, o să înființeze și mai multe universități. Și atunci am făcut o ordonanță de urgență și am înființat o agenție nouă. Am desființat pe cea veche, am înființat o agenție nouă, complet independentă de Parlament. Din acel moment nu s-a mai înființat nicio universitate. Dar mi-am dat seama că, practic, îți trebuie un concept. Drept pentru care, după ce am demisionat, pentru că nu mi s-au dat banii să pun în practică ideile pe care aveam de gând să le pun în practică, atunci am acceptat propunerea pe care președintele Băsescu a făcut-o de a regândi tot sistemul de educație. Și atunci am început exact tot demersul pe care trebuia să-l facem. Am făcut o analiză a sistemului care s-a exprimat într-un raport România Educației, România Cercetării. În baza acelui raport am făcut un pact național semnat de partide parlamentare. În baza pactului am făcut o strategie. În baza strategiei s-a făcut legea. După care ar fi trebuit ca legea respectivă să fie pusă în aplicare, a început să fie pusă în aplicare, a fost extrem de radical, mult prea radicală față de cât poate digera societatea românească și a fost în mare măsură sau într-o anumită măsură ciopărțită. V-ați mai întoarce în politică, dacă ați avea ocazia? Ați accepta o funcție de ministru? Ar trebui să cred foarte tare în cineva ca să accept o astfel de funcție. Vă spun de ce. În momentul în care am lucrat pentru reformarea educației din 2005, când am fost la minister, apoi 2006 până în 2011, când a apărut legea educației, am avut de partea
noastră, aș spune neapărat de partea mea, deși sigur echipa era condusă de mine, am avut un premier, pe Emil Boc, care de două ori și-a asumat răspunderea pe legea educației. Într-o primă variantă, când a fost așa numitul cod Miclea Andronescu, în care Andronescu era încă la minister atunci, și în a doua variantă, legea 1 din 2011. Deci am avut de partea noastră un prim-ministru și un președinte care a înțeles cât de important este reforma educației, și președinte Băsescu cu fiecare prilej a susținut reforma și a spus asta trebuie făcut, asta trebuie făcut. În condițiile în care ai de partea ta primii doi oameni în stat, un președinte și un premier, și faci un lucru care este foarte fundamentat științific și nici atunci nu-ți iese, ce mai poți spera? Mai poți spera să reușești dacă ești doar tu numit ca ministru undeva? Nu cred. Așa că ar trebui să fie iarăși o conjunctură în care să simt că sunt oameni în care merită să cred, cum a fost atunci, ca să-mi dau din nou resursele pentru așa ceva. Altfel, în niciun caz. Trecând într-un registru mai personal, ce hobby-uri aveți? Mai aveți timp de ele? Îmi place, cum a spus, să citesc. Logică mă relaxează foarte mult. Fac asta adesea. Am cărți preferate, de exemplu, de logică, știu, paradoxele logico-matematice, cărțile lui Frege despre logică, dintre autor român Grigore Popa, de exemplu, care a scris niște cărți de logică formală aplicată pe acțiune. Le recitesc periodic. Îmi place să joc tenis și de vreme îmi place să grădinăresc. Mă ocup cu grădina pe care o am. Am început grădina aceasta într-un fel în scop pedagogic. Copiii mei erau mici și m-am gândit că trebuie să-i învăț că roșiile nu cresc pe tarabă, ci că cresc din pământ și că trebuie să aibă grijă de ele, să învețe să le planteze, să le sape, să le stropească, etc. Ei, și dintr-un argument pedagogic, treptat a devenit o pasiune. Acum chiar mă pasionează. Acum nu e numai pedagogic. Eu cresc cu mari, nu mai am nevoie de niciun fel de chestie genul ăsta, dar pe mine m-a prins foarte tare. Îmi place, mă relaxează teribil. Vreunul dintre copiii dumneavoastră v-a călcat pe urme? Fiica mea parțial, dar, repet, este atât de mult timp. Fiul meu este mai degrabă legat de matematică, informatică, IT. Ce fac eu acum este un amestec, acum o parte din activitatea pe care o fac, în afară de faptul că fac psihoterapie și predau la universitate, am tot fel de proiecte cu cei din IT. Fac consultanță pe chestiuni legate de e-learning, de exemplu, inclusiv în elemente de inteligență artificială, iar pe de altă parte cu alți colaboratori de-a mei aici direct fac soluții de e-mental health, adică niște softuri care pot fi utilizate pentru prevenție și intervenție în cazul anxietății sau în cazul depresiei. Facem cu ajutorul acestor platforme care sunt online, facem terapie cu ingineri români care sunt pe platformele marine în Marea Nordului, cu oameni care sunt în Spania, în Miami, în Italia, etc. și care nu pot să vină acasă. Și atunci, prin intermediul acestor platforme. Deci, ceea ce fac este un amestec de psihologie și IT. Așa că nu știu care o să-mi crească, o să-mi calce pe urmă, cel care face psihologie sau cel care face IT. O să vedem. Probabil că amândoi, nu știu. Sau o să-și găsească propriul drum. La un moment dat, oricare părinte, dacă este suficient de înțelept, trebuie să învețe o strategie esențială, retragerea. Să înceapă să se retragă din ce în ce mai ferm din viața propriilor copii. Pentru că fără să-și dea seama, îi poate tulbura în propria lor dezvoltare, chiar dacă are cele mai bune intenții. Deci trebuie să învățăm să ne retragem și să-i lăsăm pe ei să aibă doza lor de eșecuri, doza lor de succese și din aceste eșecuri și succese să-și extragă învățământ. Faptul că sunteți psiholog v-a ajutat să treceți mai ușor peste momentele grele din viață, peste pierderi, suferință? Ați făcut terapie cu dumneavoastră, cum ar veni? Eu sunt ultimul meu pacient. După ce se termină cu pacienții, în adesea, nu neapărat în fiecare zi, fac analiza propriilor mele stări, a propriilor mele tulburări, a disfuncțiilor pe care le am, pentru că fiecare dintre noi le avem. Și asta este unul dintre lucrurile pe care le transmit și studenților mei. Ei vor deveni buni terapeuți în momentul în care vor simți că diferența dintre ei și pacienții lor nu este decât de grad, nu e de calitate. Adică eu fac terapie cu un pacient care are depresie
dar asta nu înseamnă că eu nu pot să am depresie. Eu doar încă nu am depresie. Poate am avut, poate o voi avea. Diferența dintre mine și el e nesemnificativă. Oricând pot să trec de partea cealaltă. Și când ajung să trăiască până în vârful unghiilor, că diferența dintre ei și pacienților e doar de grad, nu e de calitate, atunci vor fi buni terapeuți. Până atunci, nu. Și cât de credibil e atunci un psiholog care, să spunem, suferă de depresie? Nu poate fi acuzat de pacient că el nu și-a rezolvat problema, dar vine să-i învețe pe el. Adică... Contează, aș cita ceea ce spunea Jean-Paul Sartre la un moment dat, este un filozof francez, existențialist, el spunea: nu contează ce face istoria din om, contează ce face omul cu ce a făcut istoria din el. Parafrazând, aș putea să spun că nu contează ce face viața din noi, contează ce facem noi cu ceea ce a făcut viața din noi. Deci, dacă eu am o depresie, dar exploatez depresia aceea astfel încât să am idei mult mai bune de a ajuta pe cineva care are depresie, atunci eu am utilizat depresia mea ca un avantaj pentru a ajuta pe celălalt să depășească, chiar dacă eu nu neapărat am depășit depresia. Aveți și anumite tabieturi, plăceri cotidiene? Vă place să mergeți, de exemplu, într-un anumit loc, să vă relaxați? Îmi place să merg pe jos. Îmi place să mă uit la natură. Am tot fel de hobby-uri, unele pot să fie ciudate. De pildă, în fiecare primăvară, îmi caut câte un copac înflorit. E ca o mantră pe care o folosesc și mă uit la el. Mă uit la el pentru că vreau să învăț de la el câteva lecții. Prima este să dau tot ce pot fără să mă gândesc dacă merită sau nu. Așa cum un copac înflorește fără să se gândească dacă merită să înflorească cu toate florile, nu? Ce-ar fi un copac care ar gândi cum gândim noi? Adică să spună, numai 30% dintre florile mele au dat rod anul trecut, deci numai cu 30% are o să înfloresc în anul acesta. Ar fi atât de schilot. Înflorește cu toate florile, fără rest. Asta e o lecție pe care trebuie să învățăm noi de la el, da? Să facem fără rest ceea ce avem de făcut, fără să ne tot gândim dacă merită sau nu merită. 2. Nu face calcule de risc, adică el nu se gândește oare la noapte o să înghețe, dacă îngheață, hai să nu înfloresc cu toate florile, numai cu o parte dintre ele, că e riscant cu toate, nu, el pur și simplu înflorește. La fel și noi trebuie să facem lucrul acesta, trebuie pur și simplu să facem lucrul acesta, să tot gândim mereu la riscurile pe care le avem. Și în fine, găsești câte un copac din ăsta oriunde, o găsești undeva în grădina botanică, toată lumea se uită la el, sau găsești undeva într-un fund de curte unde nimeni nu-l vede. Înflorește indiferent câți oameni se uită la el. Noi, oamenii, depindem prea mult de câți oameni ne laudă sau ne dau like-uri sau ne stimează sau din potrivă și ținem adesea mult prea mult seama de alții. Urmare, e o mantră pentru mine și încerc să-mi învăț lecția aceasta de la copaci, așa cum japonezii în fiecare primăvară au sărbătoarea florilor de cireș și uitându-se la florile de cireș vor să învețe în fiecare an că viața este fragilă și că este ca o floare de cireș, foarte frumoasă, dar foarte scurtă. Și asta fac mereu și de asta trăiesc așa cum trăiesc, pentru că știu să învețe din semnele pe care natura sau Dumnezeu le oferă în fiecare primăvară. Sunteți o persoană religioasă, am observat Biblia la dumneavoastră în cabinet, o utilizați ca instrument în terapie? Sunt o persoană religioasă, dar nu în sensul obișnuit al religiozității. Fac o diferență majoră între a fi bisericos, biserica este un fel de birocrație a transcendentului pe pământ, și a fi religios. Dacă aș fi să caracterizez religiozitatea mea, ea seamănă mai degrabă cu ceea ce spune Spinoza. Spinoza spunea că Dumnezeu sau natura sunt două nume pentru aceeași entitate transcendentă. Asta cred și eu, că Dumnezeu sau natura sunt doar două nume. Că există ceva dincolo de noi, ceva transcendent, despre care nu putem să spunem mare lucru pentru că este atât de diferit de modul în care noi putem să concepem că există ceva, dar acel ceva există. Dar dincolo de religiozitatea mea, utilizez elemente de religie pentru că pacienții mei adesea sunt religioși și pot să utilizez sugestii din religie pentru că îi poate ajuta mult mai mult decât un citat dintr-o carte de psihologie sau din cine știe ce altă sursă. Am avut pacienți, de exemplu, care
aveau anxietate și cu care aveau, erau însă religioși și cu care am discutat ultimele cuvinte de pildă ale lui Iisus, care apar numai în Evanghelia după Ioan. Înainte de a merge el în grădină să se roage, știind exact ce îi se va întâmpla, le spune: în viață necazuri multe veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și oamenii aceștia cu care am discutat, deci care e mesajul personajului în care voi credeți foarte puternic atunci când sunteți copleșiți de necazurile vieții, care e mesajul? Să îndrăzniți. Și au făcut din asta apoi, conștientizând lucrul acesta, au făcut din asta un fel de crez personal și mă întâlnesc cu ei adesea și unii dintre ei vin la mine și spun: domnul profesor, știți ce fac eu acum? Îndrăznesc, domnul profesor, îndrăznesc. Dumneavoastră mai aveți frici? Ați face ceva anume dacă nu ați avea teamă? Nu am frici decât fricile absolut imediate. Știu, este un zgomot foarte puternic în spatele tău și brusc stresare la acest zgomot. Dar nu, am scăpat de toate fricile majore pe care le aveam. Nu neapărat datorită psihologiei, datorită faptului că mă expun periodic la situații periculoase. Mă duc în India 5 săptămâni și dorm prin slamuri. Intru în locuri unde viața mea costă $50. Mi se spune lucrul ăsta. Dacă mergi acolo și cineva staie gâtul și e un polițist care te vede, dacă îi se dă $50, o să întoarcă capul și o spune că nu te-a văzut. Anume fac lucrul acesta. Ca experiment sau mergeți în vacanță? Cred că merg în vacanțe, dar vacanțele mele, mă rog, experiențe acestea sunt experiențe planificate. Dacă stăm numai în lumea în care noi suntem obișnuiți să stăm, ne socotim prea importanți. Nu e bine să ne socotim prea importanți. E bine să ne vedem mai clar care e locul nostru în lume. Și locul acesta în lume îl descoperi numai dacă mergi departe de locul unde sunt oamenii pe care te știu, care te salută în fiecare zi, care eventual te înjură. Da, dar tot ești important că te înjură. Și mergi într-un loc, pe străzile din Calcuta, unde sunt sute de mii de oameni și unde nimeni nu știe de tine și dacă îți pățești ceva, nu se întâmplă nimic în lumea. Să nu îți dai seama cine anume cu adevărat ești. Deci fac lucrul acesta pentru ca să mă expun sistematic la situații care după aceea să mă scape de frici. Asta nu înseamnă că uneori nu mă întreb și eu de ce fac toate chestiile acelea, dar după aceea mi-e mult mai bine când mă întorc. E ca un fel de injecție pe care ți-o dai. Nu? Ca și cu sistemul imunitar. Trebuie să te confrunți cu virus dacă vrei să ai un sistem puternic. La fel, trebuie să te confrunți cu diversitatea și cu situații riscante ca să te simți mai încrezător în tine și să nu mai ai frici. Timpul a trecut foarte repede. Ultima întrebare pe scurt. Care e definiția dumneavoastră pentru fericire? Să-ți trăiești valorile. Aceasta este cea mai scurtă definiție pe care o am eu despre fericire. Să-ți trăiești valorile. Dar, pe de altă parte, cred că lumea, în momentul de față, exagerează, încercând mereu să fie fericită. Nu cred că trebuie să fim doar fericiți. Cred că trebuie să vizăm să avem stări plăcute, dar, în același timp, trebuie să obținem rezultate și trebuie să avem sens. Sunt trei lucruri care trebuie să le vizăm. Nu numai starea, ci și rezultatul și sensul. Adică unele lucruri nu ne aduc neapărat stări bune. Uitați-vă la biografiile tuturor oamenilor care au făcut ceva în lumea asta. O să vedeți că nu au fost foarte fericiți, dar au produs rezultate. Îi stimăm pentru rezultatele pe care le-au obținut. Deci trebuie să ne propunem în același timp să producem și rezultate, nu numai să avem stări de bine. Și să ne propunem să facem și lucruri cu sens, nu neapărat să avem numai stări de fericire. Dacă avem stări de fericire, toți loserii stau și sunt în nirvana sau sunt relaxați și nu produc niciun rezultat și nu fac cu sens ceea ce fac. Da? Așa că sunt ca și cum mai faci un management al portofoliu. Ați trăi viața înseamnă a te gândi că trebuie să ai și stări de bine, chiar de fericire, dar în același timp trebuie să produci rezultate și să ai sens. Dacă reduci totul la o stare, să fii fericit e o greșeală. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN!
Fero, iubim apa.